Bună seara! Șerif Tiraspol este decis să se recucerească titlul. Galbenegrii au făcut primul transfer al sezonului. Cea mai titrată echipă din Moldova a semnat pe 3,5 ani cu fundașul central al selecționatei de tineret a Portugaliei, João Pereira, care a deschis scorul în meciul de la Tiraspol contra selecționatei similare a Moldovei din preliminariile campionatului european 2013. João Pereira este discipol al echipei Benfica. Fundașul central în vârstă de 21 de ani a mai jucat la Fatima și Trofense în Liga Secundă din Portugalia. Pereira a evoluat pentru selecționatele Portugaliei Under 16, Under 19, Under 20 și Under 21. Pentru naționala de tineret acesta a bifat 11 meciuri și a marcat un gol. Stanislav Namașco a revenit la Cubani, echipa antrenată de românul Dan Petrescu și moldoveanul Emil Caras. Portarul selecționatei Moldovei a jucat în ultima perioadă sub formă de împrumut la noua echipă a internaționalului Eugeniu Cebotaru, Spartak Nalcic, care nu a dorit să prelungească contractul cu Namașco. Stanislav Namașco, în vârstă de 25 de ani, a jucat 2 meciuri pentru Spartak Nalcic și 2 meciuri pentru Cubani în Rusia. Portarul selecționatei Moldovei a mai evoluat la FC Tiraspol și Șerif. Pentru național a bifat 27 de meciuri și a scăpat 34 de goluri. Moldoveanul Alexandru Spiridon a trântit ușa în Europa. Formația antrenorului moldovean Shakhtar s-a impus cu 2-0 în deplasare în fața revelației Apoel Nicosia în ultimul meci din grupa G din Liga Campionilor și a părăsit cupele europene. Shakhtar a deschis scorul în minutul 62 prin Luis Adrianu. Selezniov a stabilit rezultatul final 2-0 pentru mineri în minutul 78. Nandinho. Another good save, but a real chance for a second goal, and it's swept into the net by the substitute. Жалко, что такая мана, такая уровня, не продолжай дальше. Мо нормально, фимеритат să trecem mai departe. Prin calitatea fotbalului practicat, prin valoarea jucătorilor noștri, din păcate n-am reușit și este supărarea cu atât mai mare, cu cât ne-am dat seama ce diferență există între noi și cea care termină pe primul loc. Când avem o brigadă corectă de arbitri, putem câștiga. În celălalt meci din grupă, Zenit a remizat în deplasare cu FC Porto, scor 0-0 și s-a calificat în optimile ligii. У нас недостаточно опыта. Игра в этом турнире дается нам с превеликим трудом, даже несмотря на выход из группы. А вылет Порто из турнира оставляет у нас горький осадок. În grupa E, Chelsea a trecut acasă de Valencia cu 3-0. Drogba a deschis scorul în minutul 3, Ramirez a dublat avantajul în minutul 22, iar Drogba a stabilit rezultatul final în minutul 76. You have to accept that today was a brilliant win and tomorrow it's unfortunate for you guys because you have to report on a brilliant win for Chelsea qualifying first. It's difficult for everybody and tomorrow is difficult for you guys. În celălalt meci din grupă, Genk a remizat acasă cu Bayer Leverkusen, scor 1-1. Vossen a marcat pentru belgieni în minutul 30, iar Der Diok pentru nemți în minutul 79. În grupa F, Olympiacos s-a impus pe teren propriu în fața lui Arsenal, scor 3-1. Grecii au condus cu 2-0 prin golurile lui Jebu și Fuster din minutele 16 și 36. Englezii au redus diferența prin Benayoun în minutul 57, iar Modesto a stabilit scorul final în minutul 89. Never like to lose and I have some regrets. Must give credit to Olympiacos tonight. În celălalt meci din grupă, Olympique Marseille s-a calificat dramatic după ce a dispus în deplasare de Borussia Dortmund scor 3-2. Nemții au condus cu 2-0 prin golurile lui Blaszczykowski și Hummels din minutele 23 și 32, iar francezii au răsturnat rezultatul prin Remi în minutul 45, Ayew în minutul 85 și Valbuena în minutul 87. Something special in Matthew Valbuena.
În grupa H, Barcelona a surclasat cu 4-0 Bate. Roberto a deschis scorul în minutul 35. Montoya a dublat avantajul în minutul 60, iar Pedro cu o dublă în minutele 63 și 88 a închis tabela. În celălalt meci din grupa Victoria, Pâlzeni a remizat acasă cu AC Milan, scor 2-2. Italienii au condus cu 2-0 prin reușitele lui Patu din minutul 47 și Robinho din minutul 49. Cehii au egalat prin Bistron în minutul 89 și Duris în minutul 90. Primele două echipe aclasate din fiecare grupă s-au calificat în optimile Ligii Campionilor, iar cea de-a treia în 16-mile Ligii Europa. Arde Spania, înainte de unul din cele mai tari derbiuri din lume, Real Madrid-FC Barcelona. Doi piloți cu mașini tunate în El Clasico au făcut pe pistă un portret al meciului din cauciucuri arse. El Clasico Real Madrid FC Barcelona va avea loc sâmbătă 10 decembrie cu începere de la ora 23, ora Moldovei. Momentul așteptat de multă lume. Iubita vedete de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, a apărut dezbrăcată complet într-o reclamă pentru produse de înfrumusețare. Născută în Siberia dintr-un tată miner și o mamă pianistă, Irina Shayk, în vârstă de 25 de ani, este prietenă cu starul lui Real Madrid, Cristiano Ronaldo, din mai 2010.